Mesagerul divin și mesajul său, de Wes Penre. Lăsând deoparte toate părtinirile, suntem conștienți că anumite cuvinte precum Iisus, Hristos, răscumpărare și pocăință creează un gust amar în gura multora, din cauza modului în care toți acești termeni au fost copiați în religia creștină. Și pentru cei care nu sunt creștini sau pentru foști creștini, aceasta ar putea fi o oprire. Prin urmare, dorim să clarificăm că gnosticismul nu este același lucru cu religia creștină, așa cum vom arăta în acest articol. În orice caz, creștinismul se opune gnosticismului, iar gnosticii au originea cu Platon și alți filozofi cu secole înainte de nașterea lui Isus. Acești filozofi au încercat să dea sensul unei lumi haotice în afara religiei. Gnosticii care au devenit cunoscuți după viața lui Iisus au împărtășit o mare parte din această cosmogonie, care s-a extins cu Hristos și apoi a devenit cunoașterea spirituală a acestor vechi gnostici. Tot ceea ce cerem celor care au dificultăți cu anumite nume și cuvinte, să lasă deoparte aceste prejudecăți, chiar dacă doar pentru moment, în timp ce ascultă aceste informații. Încercați să folosiți o minte imparțială pentru doar câteva minute și să vedeți ce părere aveți despre articolul următor. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat după ce a fost transmis mesajul lui Iisus care a murit, a fost că mulți oameni au început să se închine lui Iisus, omul, mai degrabă decât să primească mesajul, ceea ce este dăunător procesului nostru spiritual, deoarece omenirea a avut și încă are o istorie de adorare a diferiților zei. Probabil s-a simțit că lucrul natural de făcut este să-L închinăm pe Iisus, umanul. Astfel, mesajul a fost ratat de majoritatea. Oamenii au început să-L privească pe Iisus ca pe un mântuitor din exterior, în loc să privească înăuntru. Prin urmare, dacă mântuitorul este afară, dușmanul trebuie să fie și el astfel. Războaiele religioase au devenit rezultatul, o mentalitate a noi împotriva lor, care duce la diversitate mai degrabă decât la unitate. Iisus, Yeshua în trup. Iisus sau Yeshua înseamnă eliberatorul, care este exact ceea ce a fost Iisus omul. Era un om din carne și oase, care locuia într-un suflet. Hristos a trimis mesajul din Pleroma, de fapt Crist a trimis mesajul din Pleroma și prin intermediul lui Iisus Hristos, cunoscut sub numele de Canelil în Wes Penre Papers, care locuiește în al 8-lea cer, Orion, acest mesaj constând din cunoaștere, latura masculină a spiritului Sofiei, care, atunci când este primit de oameni, poate duce la gnoză, care este reconectată la propriul nostru spirit și nemurire. Iisus omul, pe care îl vom numi Yeshua de aici înainte, pentru a evita confuzia, a fost manifestarea fizică și psihică în acest construct. Astfel, mesajul a putut fi primit verbal. Yeshua transmitea spiritul, mesajul cristic, prin trupul său și astfel el a putut să le transmită apostolilor săi și a celor care aveau ochi să audă și urechi, care aveau ochi să vadă și urechi să audă. Textele gnostice sunt foarte specifice despre cine a fost Yeshua și l-am menționat anterior în această serie de articole. El a fost Sabaoth, în paranteză, în documentele anterioare, cunoscut sub numele de Prințul Ninurta, Prințul Enlil și Arhanghelul Mihail secund la comandă, care a luat un cadavru aici pe pământ pentru a ajuta la îndeplinirea sarcinii. Mama lui a fost, după cum știm, Maria, iar tatăl său, deși discutat de unii, a fost Iosif. Ambii erau din linia de sânge Set, în paranteză mai târziu Shem. Regele David a avut doi fii, Solomon și Nathan, iar Iosif era un descendent direct al lui Solomon, în timp ce Maria era un descendent direct al lui Nathan. Acesta este motivul pentru care numele strămoșilor lui Yeshua variază
în funcție de fapt că citim Evanghelia după Luca sau Evanghelia după Matei. Prima listează linia de sânge a Mariei, în timp ce Matei, Evanghelia după Matei, enumeră linia de sânge a lui Solomon. Motivul pentru care Yeshua trebuia să fie din linia de sânge divină, din ceea ce înțelegem, este pentru că corpul lui trebuie să fie suficient de puternic și necorupt, astfel încât să poată primi mesajul puternic fără a avea probleme fizice. Atât Biblia, cât și textele gnostice o reprezintă pe Maria ca pe o fecioară, ceea ce nu înseamnă a face un sens fizic, ci doar că era din, între ghilimele, linia de sânge virginală, linia de sânge divină, originară, din Zoe Sofia, regina Orion. În acest context, cuvintele necorupt sau virginal înseamnă a fi liber de influența arhontică pe care o experimentăm în corpurile fizice de carne pe care le-au creat pentru noi. Titlul, între ghilimele, stăpânul Sabaotului, în textele gnostice înseamnă, între ghilimele, domnul oștirilor sau oștia raiului. Este un titlu al puterii militare a care denotă puterea lui de a lupta și câștiga bătălii, bătălii de război, precum și bătălii spirituale. Domnul oștirilor este comandantul soldaților îngerilor, precum și al armatelor lui Israel. Domnul oștirilor este definit în Samuel ca Dumnezeul oștirilor lui Israel. Israel înseamnă cel care l-a văzut pe Dumnezeu, în paranteză sau zeiță. Iar cititorul priceput s-ar putea să-și amintească că Sabaoth a văzut cine era Sofia și s-a rupt de ceilalți arhoni, a primit un aspect al spiritului și a început să lucreze pentru Sofia și Crist. Apoi, folosind sincronismul, putem vedea că domnul oștirii este Arhanghelul Mihail. După cum se discută în West Penry Papers, Arhanghelul Mihail este Ninurta, prințul Enlil și Mihail, secundul la comanda forței militare de apărare Orion Mic-Mac. În textele gnostice, el este Sabaoth. Mihail, primul la comandă, este Khan Enlil, Khan Us, Khan Im, care înseamnă regele regilor în limba Orion, așa cum se explică în West Penry Papers. Regele regilor a fost de asemenea un titlu pentru Cristul Iisus, în paranteză Canele Lil, în al optilea cer, Orion. Cu alte cuvinte, Sabaoth, Ninurta, Prințul Enlil și Arhanghelul Mihail II în comandă sunt unul și același. Când Iisus Hristos în al optilea cer a coborât în trupul lui Yeshua, el a venit aici pentru a ne răscumpăra și pentru ca noi să ne ridicăm. Răscumpărarea în acest caz înseamnă a ne lepăda ignoranța și a primi cunoașterea, ceea ce duce la gnoză, ceea ce înseamnă reconectarea cu spiritul. Implică trecerea de la moarte, în paranteză raiul în trup, la nemurire, trăirea în spirit. Pocăința înseamnă să renunțăm la vechile noastre obiceiuri demiurgice, pentru a scăpa de atașamentele noastre pământești și a ne întoarce spatele nedreptății lui Aldabaoth. Astfel, Iisus Hristos și Yeshua au lucrat la unison pentru a transmite mesajul. Ca să înțelegem, Iisus Hristos este o emanație a eonului Crist, iar Yeshua este emanația lui Iisus Hristos din al optelea cer, iar Yeshua este omul. Hristosul prezice viitorul. Hristos a văzut ce avea să se întâmple după transmiterea soliei sale. Aceasta este o conversație între Yeshua și unul dintre discipolii săi, Simon Petru. Citat din Apocalipsa lui Petru. Căci mulți vor accepta învățătura noastră de la început și se vor întoarce din nou de la ei prin voia rătăcirilor, pentru că au făcut ce a vrut el. Și îi va descoperi în judecata sa, adică pe slujitorii cuvântului,
dar cei care s-au amestecat cu aceștia vor deveni prizonierii lor, pentru că sunt lipsiți de percepție, iar pe cel fără viclenie bun curat îl împing către lucrătorul morții și către împărăția celor care îl laudă pe Hristos într-o restaurare și îi laudă pe oamenii de propagarea minciunii, cei care vor veni după tine și se vor lipi de numele unui mort, crezând că vor deveni curați, dar ei se vor pângări foarte mult și vor cădea într-o rătăcire de nume și în mâna unui om rău și viclean și a unei dogme multiple și vor fi stăpâniți fără lege. Citatul de mai sus indică faptul că gnosticismul ar avea mulți adepți la început, dar va fi corupt, iar oamenii se vor închina lui Yeshua în loc de mesaj, în loc să preia doar mesajul. Acest lucru devine evident în fraza: se vor lipi de numele unui mort, crezând că vor deveni curați. Acolo avem biserica creștină, de exemplu. Gnoza, a fi în spirit. Când avem gnoză, aceasta schimbă totul, iar lumea veche se prăbușește. Suntem încă în ea, dar nu mai suntem din ea. Suntem astfel capabili să distingem ce este ceea ce având gnoză, știind cine suntem cu adevărat și să putem simți asta. De acolo, spiritul curge liber prin suflet, minte și corp, la fel ca un râu. Crist prin Yeshua a spus ucenicilor săi și le-am supus toate puterile, căci când am coborât, nimeni nu m-a văzut, căci îmi schimbasem formele, schimbându-mă de la o formă la alta. Și așa, când am fost la porțile lor, mi-am asumat asemănarea lor, căci am trecut liniștit pe lângă ei și priveam locurile și nu mi-a fost nici frică, nici rușine, căci eram neîntinat și vorbeam cu ei, amestecându-mă cu ei prin cei ce sunt ei ai mei, călcând pe cei aspri cu ei, cu râvnă și stingând flacăra. Și făceam toate acele lucruri din cauza dorinței mele de a împlini ceea ce mi-am dorit de sus. Al doilea tratat al Marului Set. Cele de mai sus este modul în care Sabaoth s-a încarnat în corpul fizic numit Yeshua, trecând prin tărâmurile cerești superioare. Când Yeshua s-a născut pe pământ, pare destul de evident că nu și-a amintit cine era și nici nu știa despre misiunea sa până la vârsta de aproximativ 12 ani. După aceea avem așa numiții ani lipsă a lui Yeshua. Din lectura textelor gnostice devine evident că acești ani lipsă nu au fost importanți în context. Probabil că Yeshua doar aștepta momentul potrivit când Iisus Hristos să coboare și să-și canalizeze Duhul prin el, iar el se pregătea. Destinul uman, misiunea noastră. Aceasta a fost prima dată când Cristul a coborât cu scopul de a oferi omenirii gnoză deplină. Nu se făcuse niciodată înainte, cel puțin nu în această construcție. Pentru noi este evident de ce a făcut asta. Versiunea actuală a Pământului este foarte solidă și plină de întuneric și ignoranță, iar înainte de a primi cunoașterea, omenirea era într-o ignoranță aproape completă. Șansele ca grupul de suflete umane să se trezească în aceste circumstanțe fără asistență au fost foarte mici. Prin urmare, pentru a ne îndeplini misiunea, aveam nevoie și avem nevoie de gnoză completă. După ce misiunea lui Crist a fost încheiată, depindea de noi să citim mesajul și să ne trezim din interior. Primirea gnozei este crucială pentru a ne îndeplini misiunea și a ne întoarce acasă. Conform textelor gnostice, Yeshua a spus: cine nu înțelege cum a venit, nu va înțelege cum va merge. Dacă nu știm de unde sau de ce, de unde avem, care este originea noastră, nu știm scopul vieții noastre și nu știm încotro ne îndreptăm, nici când suntem în viață și nici după moarte. Unii care citesc asta s-ar putea să se uite înapoi la viețile lor, gândindu-se că a fost o călătorie foarte grea și adesea se pare
că unii dintre noi au trebuit să îndure mai multă durere și suferință decât mulți oameni pe care îi vedem în jurul nostru. Poate că nu înțelegem de ce lucrurile trebuie să fie atât de dificile și dureroase. În această construcție, totuși, poate fi o binecuvântare deghizată. Dacă cineva nu stă întuneric, nu va putea vedea lumina. Pentru alții, viața pare să se desfășoare pe șine. Aproape totul merge pe calea lor, iar acest lucru poate chiar să trezească invidie la unii dintre cei care suferă mai mult. Cu toate acestea, acești oameni care par să le fie extraordinar de ușor, nu au niciun motiv să se uite înăuntru și să caute adevărul. Ei cred că deja au tot ce le trebuie. Astfel, ei pierd trenul adevărat, care îi va duce la destinul lor. Învățăturile lui Yeshua. Yeshua, întruchipând spiritul lui Crist, le-a spus ucenicilor săi lucruri care sunt acum scrise în Evanghelii și multe altele. Deși textele Nag Hammadi au fost neprețuite, ele încă nu sunt complete, iar unele dintre ele sunt corupte de influențele ermetice. Lipsesc texte de asemenea, inclusiv Evanghelii întregi, așa că dacă cineva nu descoperă mai multe dintre ele, poate că ar trebui să începem prin a căuta la Vatican. Ceea ce ne este acum disponibil este tot ceea ce există. Deși lipsesc texte, ceea ce avem este suficient pentru a primi gnoza din fericire. Când solia a fost trimisă, discipulii au avut aceeași problemă pe atunci ca și noi acum. Următoarea conversație este între apostolul Toma și Yeshua. Toma a răspuns și a zis: ce avem noi de spus în fața acestor lucruri? Ce să spunem orbilor? Ce doctrină ar trebui să le exprimăm acestor muritori care spun: am venit să facem binele și să nu blestemăm, și totuși pretindem, dacă n-am fi fost născuți în trup, nu am fi cunoscut nelegiuirea? Iar Mântuitorul a spus: într-adevăr, aceștia nu-i socotiți ca pe oameni, ci priviți-i ca fiare, căci precum fiarele se mănâncă unele pe altele, tot așa și oamenii de acest fel se devorează unii pe alții. Dimpotrivă, ei sunt lipsiți de împărăție pentru că iubesc dulceața focului și sunt slujitori ai morții, se grăbesc la faptele stricăciunii. Ei împlinesc pofta părinților lor. Ei vor fi aruncați în abis și vor fi chinuiți de chinul amărăciunii naturilor rele, din cartea lui Toma. Aceste cuvinte sunt foarte profunde pentru că par atemporale în context. De câte ori nu am încercat să ne interesăm, să aducem informații prietenilor, rudelor, dar fără rezultat. De câte ori nu am fost derutați când observăm că fie râd de noi, fie se irită, fie schimbă subiectul sau spun brusc că trebuie să plece pentru că au ceva important de făcut. Indiferent de cât de dureros este din punct de vedere emoțional, nu toată lumea va avea ocazia să primească gnoza. Trebuie să ajungem într-un loc în noi înșine, atunci când acceptăm că acest lucru este adevărat. În loc să fim epuizați de energie din încercarea de a-i educa pe cei care nu pot primi, trebuie să ne concentrăm asupra celor care caută, dar încă nu au găsit ceea ce caută. Aici ar trebui să meargă eforturile noastre. Alții au dificultăți în a decide de unde să înceapă. Atunci când au cunoaștere, ce ar trebui să facă în continuare? Această conversație a avut loc între Iuda și Yeshua. Iuda a spus: spune-mi, Doamne, care este începutul căii? El, Yeshua, a spus: iubire și bunătate, căci dacă ar fi existat una dintre acestea printre guvernanți, răutatea nu ar fi apărut niciodată. Din dialogul Mântuitorului. Învățăturile lui Yeshua. Yeshua, întruchipând spiritul lui Crist, le-a spus ucenicilor săi lucruri care acum sunt scrise în Evanghelii și multele altele. Deși textele Nag Hammadi au fost neprețuite, ele încă nu sunt complete, iar unele dintre ele sunt corupte de influențele ermetice. Lipsesc texte, de asemenea,
inclusiv evanghelii întregi, așa că, dacă cineva nu descoperă mai multe dintre ele, poate că ar trebui să începem prin a căuta în Vatican, ceea ce ne este acum disponibil este tot ceea ce există. Deși lipsesc texte, ceea ce avem este suficient pentru a primi gnoza din fericire. Când solia a fost trimisă, discipolii au avut aceeași problemă pe atunci ca și noi acum. Următoarea conversație este între apostolul Toma și Yeshua, din cartea lui Toma. Toma a răspuns și a zis: ce avem noi de spus în fața acestor lucruri? Ce să spunem orbilor? Ce doctrină ar trebui să le exprimăm acestor muritori nenorociți care spun: am venit să facem binele și să nu blestemăm, și totuși pretindem: dacă n-am fi fost născuți în trup, nu am fi cunoscut nelegiuirea. Mântuitorul a spus: într-adevăr, aceștia nu-i socotiți ca pe oameni, ci priviți-i ca fiare, căci precum fiarele se mănâncă unele pe altele, tot așa și oamenii de acest fel se devorează unii pe alții. Dimpotrivă, ei sunt lipsiți de împărăție pentru că iubesc dulceața focului și sunt slujitori ai morții și se grăbesc la faptele stricăciunii. Ei împlinesc pofta părinților lor. Ei vor fi aruncați în abis și vor fi chinuiți de chinul amărăciunii naturilor rele. Aceste cuvinte sunt foarte profunde, pentru că par atemporale în context. De câte ori am încercat să ne informăm prietenii, rudele, de ceea ce am învățat noi, ce avem de spus, dar fără rezultat. De câte ori nu am fost derutați când observam că fie râde noi, fie se irită, schimbă subiectul sau spun brusc că trebuie să plece pentru că au altceva mai important de făcut. Indiferent de cât de dureros din punct de vedere emoțional ar putea fi, nu toată lumea va avea ocazia să primească gnoza. Trebuie să ajungem într-un loc în noi înșine, atunci când acceptăm că acest lucru este adevărat. În loc să fim epuizați de energie din încercarea de a-i aduca pe cei care nu pot primi, trebuie să ne concentrăm asupra celor care caută, dar încă nu au găsit ceea ce caută. Aici ar trebui să meargă eforturile noastre. Alții au dificultăți în a decide de unde să înceapă. Acum când au cunoașterea, ce ar trebui să facă în continuare? Această conversație a avut loc între Iuda și Yeshua. Iuda a spus: spune-mi, Doamne, care este începutul căii? El, Yeshua, a spus: iubire și bunătate. Căci dacă una dintre acestea ar fi existat printre guvernanți, răutatea nu ar fi apărut niciodată. Din dialogul Mântuitorului. Viața lui Yeshua, gnosticii au scris mesajul cât mai bine, dar când Ieldabaoth și Tot au decis să facă o religie din aceasta, textele au fost corupte și părțile cruciale ale mesajului au fost omise. Astfel, gnoza nu mai putea fi realizată din această perspectivă. Gnosticii au fost fie uciși, fie au fost nevoiți să se ascundă împreună cu majoritatea notelor lor scrise. Ceea ce rămâne este religia creștină, ceea ce a fost inclus în Biblie. Deși multe dintre acestea sunt încă profunde, nu este posibil să primiți gnoza prin Noul Testament, așa cum vă vedea mai târziu în acest articol. Motivul pentru care aceasta este că nu ne spune adevărul, de unde am venit, cine suntem și unde mergem. Tatăl Noului Testament nu este monada, iar Fiul nu este adevăratul Crist, ci Ieldabaoth și fiul său arhontic Toth Hermes. Când Hristos a coborât în Duh, în Spirit, Ieldabaoth a trebuit să facă o copie, o asemănare, pentru că așa este natura lui, să copie. Așa că l-a trimis pe Toth în asemănarea lui Hristos, inclusiv un om cu trup. Deci a creat un Isus, l-a trimis pe Toth cu holograma lui Isus. Așa că acum, Ieldabaoth în propria sa minte era monada, Sofia și Cristul în propriul său univers.
Până atunci, probabil că se simțea complet. Toth nu a putut face altceva decât să predice despre raiul lui Yaldabaoth, pentru că aceasta era pleroma lui Yaldabaoth, copia pleromei în chenoma lui Yaldabaoth, de fapt. Astfel avem textele hermetice gnostice amestecate cu adevăratul mesaj original. A existat o răstignire? Da, conform textelor gnostice a existat, dar deloc în sensul în care am fost învățați. Iată câteva pasaje despre răstignire. Acesta este de la Yeshua. Căci moartea mea, despre care cred că ei s-a întâmplat, li s-a întâmplat în rătăcirea și orbirea lor, de când și-au pironit pe omul lor la moarte. Altul a fost tatăl lor, care a băut fiere și oțet, nu eram eu. M-am lovit cu trestia, a fost altul, Simon, care a născut, care purta crucea pe umăr. Eu am fost altul căruia i-au pus coroana de spini. Din al doilea tratat al Marului Set. Cele de mai sutie este un citat interesant, pentru că în ignoranța lui, Yaldabaoth și-a răstignit propriul său carne și sânge pe cel al propriei sale creații. Conform unei discuții dintr-un articol numit Cum au văzut gnosticii crucificarea lui Isus, ei sugerează că nu este clar cine a fost acest Simon, deși nu există indicii în textele gnostice care să fie Simon Petru, propriul discipol al lui Yeshua. În schimb, implică faptul că omul care a fost răstignit nu a fost Yeshua, Sabaoth, dar altcineva din propriul stoc genetic al lui Yaldabaoth. Citat: acela pe care l-ai văzut pe copac vesel și râzând, acesta este Iisus cel viu, dar acesta în mâinile și picioarele căruia îi bat cuiele este partea lui trupească, care este înlocuitorul rușinat, cel care a luat ființă după asemănarea lui. Dar uită-te la el și la mine. Din Apocalipsa lui Petru. Tind să nu fiu de acord cu discuția de pe site, deoarece există o referire la cine a fost acest misterios Simon. Iată-l pe Yeshua vorbind cu Petru după incidentul crucificării. Neamul sufletelor nemuritoare va merge în ea zadar până la paruzia mea, că cei vor ieși din ei și iertarea mea pentru greșelile lor în care au căzut prin adversarii lor, a căror răscumpărare am primit-o din sclavia în care se aflau pentru a le da libertate, ca să poată crea o rămășiță imitativă în numele lui, un mort care este Hermas, din întâiul născut al nelegiuirii, pentru ca lumina care există să nu fie crezută de cei mici. Din Apocalipsa lui Petru. Acest lucru face să sune ca și cum ar fi fost doi Yeshua, Iisus, pe pământ, în același timp, iar unul dintre ei a fost Hermes, în paranteză în acest text gnostic, tradus ca Hermas, care este tot, primul născut fiu al lui Yaldabaoth. Cum Yeshua și Simon erau confuzi, iar romanii l-au răstignit pe omul greșit, de fapt l-au răstignit pe Toth, Simon. Dacă acest lucru este interpretat corect, nu e de mirare că Petru l-a tăgăduit pe Hristos de pe cruce de 3 ori și că a fost un ucenic al acestui Hristos. În aceeași Evanghelie, Apocalipsa lui Petru, Yeshua adaugă că mulți oameni vor fi înșelați pentru că nu se închină doar unui om în carne, ci se închină chiar și omului nepotrivit. Interesant. Am mai făcut câteva cercetări întrebându-ne cine este acest misterios Simon. Potrivit Bibliei, Simon a fost un spectator care a purtat crucea lui Iisus pe Golgota, când Iisus s-a împiedicat de greutatea crucei. Numele Simon înseamnă cel care aude, care este numele pe care Yeshua l-a dat lui Petru. Acest lucru este mai mult ca sigur foarte simbolic, dar Iisus a spus în Biblie: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Acest lucru înseamnă mai probabil că cei care vin după Iisus Yeshua va purta crucea lui Yeshua, adică povara lui de iluminare a oamenilor.
Simon Petru a fost desemnat să fie primul. Deci cum exact a evitat Iesua crucificarea? Vă rog să citiți asta. Citat: Fii tare, că tu ești cel căruia i s-a dat aceste taine, ca să le cunoști prin descoperire, că cel pe care l-au răstignit este întâiul născut și casa demonilor și vasul de piatră în care locuiesc ei, a lui Elohim, a crucii, care este sub lege, dar cel care stă lângă el este mântuitorul viu, cel dintâi în el, pe care l-au prins și l-au eliberat, care stă cu bucurie privind pe cei care i-au făcut violență, în timp ce sunt împărțiți între ei. De aceea râde de lipsa lor de percepție, știind că se nasc orbi, din Apocalipsa lui Petru. Citiți cu atenție citatul de mai sus. În primul rând, a fi sub lege se referă la legea lui Ialdabaoth. Spiritul este fără lege și nu urmează legea demiurgului. Pentru cei care își amintesc unele din Noul Testament și au văzut filmele cu Isus, știu că Pontul Pilat a cerut oamenilor, pentru că era Paște, care era atunci, avea un obicei de a ierta o persoană care a fost condamnată să fie răstignită, fie că voia să-l ierte pe Isus sau pe un criminal numit Baraba. În primul rând, ce înseamnă Baraba? Înseamnă fiul tatălui sau fiul învățătorului. Aceasta indică faptul că Baraba a fost adevăratul Iesua, care a fost iertat, iar romanii l-au răstignit în schimb pe tot. Deci, dacă acest lucru a fost planificat de Ialdabaoth și Toth sau nu, este dezbătut. Poate că au vrut ca acest lucru să se întâmple, astfel încât să poată începe o religie în care oamenii să se închine lui Toth, în loc să se concentreze asupra mesajului original al lui Hristos, Crist. Totuși, chiar și așa, este incert, pentru că se pare că adevăratul Iesua a crezut că arhunții în orbirea lor l-au răstignit pe omul nepotrivit. Astfel, presupusa crucificarea lui Iesua, care cel mai probabil nu s-a întâmplat, ci s-a întâmplat în schimb crucificarea propriului om, fiu al lui Ialdabaoth, a devenit un simbol pentru gnoză. Adică trebuie să murim mai întâi din vechile noastre căi și credințe, adică credința noastră în universul materiei, înainte de a putea fi înviați pentru a deveni omul nemuritor, spirit. Dar despre înviere? Majoritatea textelor gnostice, în special cele care sunt autentice, nu discută despre învierea lui Iesua, pur și simplu pentru că probabil că nu s-a întâmplat niciodată. Învierea înseamnă învierea din mort. Ce înseamnă acest lucru în textele gnostice și respectiv în Biblie? Dacă începem cu Lazar, pe care Iesua l-a înviat din morți, înseamnă că Lazar a primit gnoza. Oamenii în general sunt, între ghilimele, morți în timp ce sunt încă în carne. Ei sunt ignoranți și umblă în întuneric, iar toți oamenii sunt supuși morții. Astfel, când primim gnoza, înviem din morți și începem să trăim în spirit, care este nemuritor. Deci este o alegorie. Iesua nu a înviat niciodată din morți, așa cum îl interpretăm noi. Noi suntem cei care înviem din morți. Tot, în întruparea lui Iisus, a dus-o la un cu totul alt nivel când a susținut în evangheliile hermetice că el este însuși care a înviat după răstignire și s-a întors la ucenici în duh. Mai precis, în paranteză, cu ajutorul unei tehnologii pompoase. Hologramă, adică. Dacă într-adevăr a înviat sau nu, nu putem spune cu siguranță, dar conform textelor hermetice, el vrea să credem că a înviat și le-a predicat adepților săi încă 12 ani, așa cum se menționează în Pistisofia, care este evident un text din textul hermetic. Această parte a fost adusă în religia creștină și prin aceasta oamenii au fost duși în rătăcire și, fără să știe, au început să urmeze doctrina lui Ialdabaoth, care a condus în cele din urmă la calea ascensiunii moderne, care este cunoscută sub numele de New Age.
nu este că arhonii ne mint, ei vor să vedem lucrurile din perspectiva lor, care este o inversare a adevăratelor evanghelii, învățături. Totuși, învățăturile pe care ne le oferă arhonii sunt realitatea lor, bazată pe ignoranța lor, pentru că ei nu cunosc spiritul. Yeshua prezice găsirea textelor Nag Hammadi. Iată un alt lucru interesant care a fost revelat lui Petru. Următoarele implică faptul că Yeshua știa că învățăturile sale nu erau pentru acel timp și loc, ci în principal pentru viitor, pentru cei de la sfârșitul erei, care ar fi sfârșitul peștilor și înainte de începutul epocii vărsătorului. Citat din Apocalipsa lui Petru. Așadar, aceste lucruri pe care le-ai văzut, să le înfățișați celor dintr-un alt neam, care nu sunt de acest veac. Închei citatul. Acesta este motivul pentru care textele Nag Hammadi au fost scrise de gnostici și au fost ascunse, doar pentru a fi găsite acum, în timpul nostru, conform unui plan divin. Au fost acele texte scrise în principal pentru vremea noastră? Acum puteți vedea de ce creștinismul conduce oamenii către Yaldabaoth și gnosticismul îi duce pe acei oameni către gnoză? În creștinism, cea mai importantă parte este moartea și învierea lui Isus. Având în vedere toate cele de mai sus, cine a fost răstignit și cine a înviat? Tot a fost. Prin urmare, religia creștină este denaturarea lui Yaldabaoth, iar gnosticismul este ceea ce deschide oamenii către spiritul din interior. Creștinismul este așadar o inversare a gnosticismului. Următorul articol din această serie va fi despre zodiac, corpurile cerești și modul în care astrologia ne afectează viața și ordinea în cosmosul nostru.